intrare în municipiul Târgoviște dinspre București, cele două drumuri naționale, unul prin Răcal și celălalt prin Băleni, se unesc pentru a forma o catastrofă rutieră, ca la București, pe care tronează egida Târgoviște Oraș Martir, ruginită și stropită cu noroi din bălțile din apropiere. De altfel, carosabilul acestuia este ciuruit de cratere, unele gata să înghită lejer o roată de autovehicul. Trotuarele sunt ca și inexistente, în aceeași stare, cu bordurile zdrențuite și pline de gunoaie, inundate de vegetație haotică. Chiar și porțiunea la care s-a lucrat intensiv pentru vizita propagandistică a ministrei pedeliste Elena Udrea este într-o stare de vandalitate privind circulația rutieră și pietonală. Șoferii arată cu degetul spre autorități, care nu fac absolut nimic decât să impună și să ceară taxe peste taxe, un adevărat jaf la drumul mare. Dar iată ce părere au pietonii și șoferii despre starea drumurilor din municipiul Târgoviște. Da, și până la sensul giratoriu e dezastru. Altceva, ce să vă spun? Nu se face nimic. Din vina cui? Din vina cei cu drumul, care răspunde de drumul. Am făcut ITP-ul și am băgat iar bani și iar e varză la direcție. De, pe ce e și la mine pe Brâncoveanu acolo, dar abia cu o repară, de un an de zile, tot a zis că face străzile și că a pierdut licitația, că nu știu ce dracu și uite, bă, stăm și rupem mașini. Am văzut că rareu oprește numai Dacii, că vrea să le scoată și eu vreau să scap de ea, dar îmi trebuie niște bani ca să -mi iau altă mai bună, nu? Acum vor să mărească înscrierea la ele de la anul. S-au zis cu cauciucurile de iarnă, păi dau 1 milioane pe cauciucuri și eu nu iau 15 milioane pe ea, dau mai mult ce vor ei. Dar punem drum la dispoziție ca în Italia de mergeam cu 200 la oră și la urmă sunt eu cu mașină nouă. Bă, țup asta că astea sunt drumurile. Nu bag bani într-una din aia și nu o fac zob în 2 ani de zile. Acum vin de la service. Pe lună le schimb. Într-un cuvânt, catastrofă, n-am ce să mai zic. Mai ales Brâncoveanu ăsta, dar cred că îl asfaltează până vine iarna. Măcar până vine iarna să-l facă, că e jale. Și nu mai zic de ăsta de la ieșire spre București. Din Sârbi, tot București, până la Floarea Luminos. E jale și acolo. Piese, mașini și, cu alte cuvinte, blesteme. Să vină să pună piatra asta, domnule. Noaptea nu putem să dormim aici. Gălăgie mare. Cimentul ăsta, cine îl pui? Apa vine până aici când plouă, stăm în apă. A zis că vine să facă canalizare. Văd că n-a venit până acum. Să vină să vadă și dumnealor ce aici. Nu putem noaptea să ne odinim din cauza acestor gropi mari. Piatra aia joacă noaptea, vine mașini mari, grele. Mi-a rămas mașina de 3 ori până acum. Bucși. Pivot, amortizoare, slabe din cauza lor. Prefer să plătesc taxele în Bulgaria, că sunt mai mici decât să le dau la ăștia care nu repară nimic. Ce pot să spun? Nu am cuvinte. Mai ales pe partea asta, de câte ori vin de la București, că fac naveta de la București, Târgoviște, aici în rum mașina. E ca și cum aș fi mers în altă parte 70 de kilometri, cât merg aici într-un kilometru. Nu am cuvinte despre ce se întâmplă în România și nu știu cum va ajunge țara asta. O să ducă de râpă. A trebuit schimbat guvernul și luat de la cap.